În fiecare an, în preajma zilei de 1 iunie, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează un atractiv eveniment cultural prin care sunt premiați câștigătorii concursului Trofeul Micului Cititor. Anul acesta, festivitatea de premiere va avea loc luni, 3 iunie, ora 10, în sala mare a Teatrului de Artă din Deva. Vor fi acordate 3 premii și 10 mențiuni, care îi vor recompensa pe cei mai fideli cititori și prieteni ai bibliotecii, dar vor fi recompensați și dascălii copiilor, cei care le-au recomandat cărți specifice vârstei. Proiectul Trofeul Micului Cititor s-a născut din dorința conducerii Bibliotecii Județene de a insufla copiilor dragostea și interesul pentru carte, pentru lectură, pentru frecventarea bibliotecii. Criteriul de selecție este fidelitatea micilor cititori față de bibliotecă, adică numărul de cărți împrumutate timp de un an. Îi premiem pe copiii care ne-au trecut pragul de cele mai multe ori, care au manifestat interes față de bibliotecă și s-au dovedit astfel prieteni fideli ai instituției noastre. Vor fi acordate 3 premii și 10 mențiuni care îi vor recompensa pe cei mai fideli mici prieteni ai bibliotecii. Mulțumim pe această cale cadrelor didactice, dascălilor acestor copii, dascăli care s-au ocupat de ei, le-au recomandat cărți specifice vârstei și i-au îndreptat către bibliotecă. De aceea vom premia și cadrele didactice pentru că merită din plin respectul și recunoștința din partea copiilor și a noastră. La încheierea evenimentului, micii noștri prieteni vor avea parte de surprize care sperăm îi vor bucura și îi vor face să îndrăgească și mai mult biblioteca, a declarat Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva. În cadrul festivității anul acesta, artiștii ai Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani vor prezenta spectacolul cu piesa Hansel și Gretel, dramatizare după îndrăgitul basm al fraților Grimm. Iar la intrarea în foaierul Teatrului de Artă, copiii vor avea o plăcută întâlnire cu statui vivante, întruchipând personaje celebre, eroi din cărțile copilăriei, care vor executa numere coregrafice și vor dialoga cu copiii.